Să știți că am un pic de emoții, de obicei nu am, dar acum chiar am emoții. Bună ziua, stimați colegi! Sunt onorat că am făcut parte din această echipă frumoasă, această echipă performantă a Consiliului Județean. Numai împreună și uniți am putut realiza, rezultatele nu au întârziat să apară. Sunt mândru de dumneavoastră, sunt mândru de echipa de specialiști din cadrul Consiliului Județean și, bineînțeles, sunt mândru încă o dată că am făcut parte și fac parte din această echipă. Sper ca și în continuare lucrurile bune să se întâmple la Botoșani și tot uniți să ducem mai departe ca acest județ să fie din foarte bine și mai bine. Vă mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc, stimați colegi, pentru colaborarea pe care am avut-o pe parcursul cu unii de 8 ani, cu unii de 4 ani. Vă mulțumesc din suflet pentru că m-ați înțeles în anumite momente, chiar dacă n-au fost chiar plăcute pentru dumneavoastră sau pentru mine, ne-am înțeles reciproc, dar totul a fost constructiv, totul a fost spre binele cetățenilor județului Botoșani. Vă mulțumesc și mă înclin în fața dumneavoastră. Vicepreședinte Bogdan Băstălescu. Bună ziua, doamnă președinte, domnilor și doamnelor. 4 ani au trecut foarte repede. Aș putea spune, azi chiar e ultima ședință din acest mandat. Cred că s-au făcut multe lucruri. Cred că în urmă rămâne un județ, să zicem, asfaltat. Un județ care va pregăti dezvoltarea ulterioară. Probabil vor veni mult mai multe investiții în zona economică. S-a creat, să zicem, un drum pentru dezvoltarea economică a județului, pentru că de asta cred că avem nevoie. Mă opresc aici, mulțumesc și să dea Dumnezeu sănătate și putere la toată lumea, iar celor care nu se vor regăsi în viitorul Consiliul Județean, le urez mult succes în proiectele private sau personale la fiecare. Mulțumesc!